Bună seara, doamnelor și domnilor! Ne reîntâlnim la emisiunea Fără Replică. Începem o nouă săptămână astăzi. La această emisiune, din această seară, l-avem invitat pe domnul Radu Samson. Bună seara, domnul Samson, și bine ați venit la noi. Bună seara, domnul Galan, bine v-am găsit. Domnule Samson, știm cu toții că reprezentați Uniunea Salvați România, USR-ul, în următoarele alegeri care vor avea loc la Roman pe data de 11 iunie. Și știm că săptămâna trecută v-ați depus candidatura. Da. A fost o chestiune așa mai de familie, înțelegem, am văzut în presa care era întâmplător acolo. Da? Eu nu am... Ați ales să mergeți cu soția. Nu am invitat presă, știam că presa va fi acolo pentru că la biroul electoral ne-a rugat doamnele președintă și locțiitoare să ne organizăm cumva în așa fel încât să nu venim toți odată. Și mi-au zis că tot sâmbătă își vor depune și alții contracandidați dosarele și atunci am zis ok, dacă ceilalți vin la 12 la 1, eu vin la 11. Am ajuns la 11 acolo, era deja aglomerație pentru că candidatul care urma să-și depună dosarele la ora 12 venise și însoțit de un grup foarte mare de colegi de partid, nu știu, susținători și alte categorii de persoane însoțitoare. Eu am mers doar cu soția pentru că e o formalitate depunerea acestei candidaturi, adică mergi, ai dat dosarele și zic doamnele, reveniți peste o oră să vă dăm, să vedeți publicată decizia de acceptarea candidaturii și atât. Nu e desemnat ceva, nu trebuie ținut un discurs pentru chestia asta. Și am fost împreună cu soția, am lăsat dosarele la birou electoral și apoi am mers la o prăjitură, după care ne-am întors pentru a vedea hârtiile de la afișier. Și atât. Și totul este în ordine. Da, totul este în ordine. Eu consider că această formalitate de depunere a candidaturii nu necesită o desfășurare de forțe de partid. Adică e o chestie simplă care trebuie făcută discret, nu e o procedură extraordinară. Dar fiecare o abordează cum dorește. Fiecare abordează cum dorește și poate că e vorba de semnalul pe care vor să-l transmită partidele, nu? Doresc partidele să-l transmită și acela că noi suntem, iată, susținători strânși uniți în jurul candidatului nostru. Depinde cum interpretăm acest mesaj. În cazul dumneavoastră, da, S-ar putea interpreta că nu aveți suficient de mulți membri. Colegii parlamentari din toată zona Moldovei chiar m-au sunat și mi-au propus să vină cu mine probabil în baza tradiției pe care au creat-o alte partide, mi-au propus să vină să mă însoțească la depunerea candidaturii și am considerat că e inutil pentru 30 de secunde cât durează depunerea dosarelor să facă ore întregi de drum atâția oameni și colegi din Piatra, din Roman, din Bacău, din Târgu Neamț, nu, efectiv nu avea rost și nici măcar cei din Roman. E sâmbătă, muncim la această campanie de luni până vineri, sâmbăta și duminica eu, ceilalți merită o pauză și n-are rost să-i repesc sâmbăta de lângă familie ca să merg eu să-mi depun două hârtii la un birou. Două observații am de făcut aici. Unu, știu că la lansarea candidaturii dumneavoastră au venit inclusiv conducerea de la București, da? Exact. Reprezentată de domnul Nicușor Dan și parlamentarii din zona Moldovei. Exact. Adică susținerea de care... Susținerea există. Așa? Susținerea există și vor mai veni și în timpul campaniei pentru a-și arăta susținerea. Și a doua observație pe care o fac aici este că în politică nu aveți sâmbătă și duminică, domnule. Da, știu. Am aflat chestia asta. Liber nu există. Am aflat chestia asta. Vreți liber? Stați acasă. Da, am aflat chestia asta. Vă angajați cu 8 ore pe zi și aveți liber sâmbătă și duminică. Bun, doamnelor și domnilor, iată că în această săptămână, la sfârșitul acestei săptămâni, se va da startul în mod oficial campaniei electorale, care va dura doar două săptămâni, pentru alegerile locale parțiale, care vor avea loc la Roman pe data de 11 iunie. Știm că sunt înscriși deocamdată, sau anunțați cel puțin, 4 candidați de la 4 partide diferite, 4 romașcani care doresc să ne conducă, să ne reprezinte pentru următorii 3 ani. Pentru că trebuie să spunem că au mai rămas 3 ani actualul mandat. Astăzi discutăm cu domnul Samson. Domnul Samson, vreți să fiți primarul municipiului Roman. De ce? Cel mai scurt asta răspuns, până la proiecte. Da, până la proiectele pe care le pregătiți dumneavoastră. În primul rând, pentru că eu ca cetățean, deci eu nu am fost politician de carieră, nu sunt politician de carieră, nu am făcut o profesie din politică, am decis să intru în politică pentru că am văzut această mișcare care se numește USR, care este o mișcare autentică
creată de cetățeni în interesul cetățenilor. Și am ales să candidez la funcția de primar al Romanului pentru că m-am săturat de praf în ochi. Dacă vreți să explicați-vă. Exemplificăm. Se fac tot felul de proiecte. Se fac o grămadă de lucruri. Multe bune, nu contest. Deci chiar în administrația trecută s-au făcut foarte multe lucruri bune. Dar mă uit la ultimele luni cum se asfaltează de azi până mâine o stradă fără proiect, fără... Deci fără nicio... Nu, se asfaltează proiect de azi până... Există. Proiect există, da. A existat acel caiet de sarcini, licitația a câștigat o firmă care lucrează spre nemulțumirea cetățenilor de ani de zile în Roman. Nu, lucrează la fel. Lucrează la fel de bine, da, de ani de zile în Roman și s-a făcut... și se fac peste noapte lucrări. Asfaltări de străzi. Nu discutăm de calitate, pentru că calitatea e un subiect care nu încape în această discuție, pentru că nu există. La lucrările făcute în ultimele luni. Și se fac asfaltări peste noapte, se fac tot felul de plantări de copaci, apoi vin cei care tund iarba și taie, pentru că nu sunt învățați să tundă iarba pe lângă copăcii care sunt de aceeași înălțime și efectiv taie copaci. Chestia asta se poate vedea în mai multe zone. Există probleme de acest gen chiar pe Smirodava, în zonele blocurilor 4, 6, 8, acolo unde sunt spațiile acele verzi întinse. Puteți constata că sunt copaci care au fost tăiați din cei plantați cu o lună în urmă de Fundația Melchisedec. Știți că a fost acel proiect mare cu voluntari, cu 5.000 de copaci în Roman. Adică îi plantăm, dar să-i tăiem. Da, îi plantăm, îi tăiem, vin alegeri, trec alegeri, vedem ce rămâne în urmă. Eu m-am săturat de lucrări făcute de azi pe mâine, m-am săturat de lucrări care costă milioane de euro și care dau garanție cât are un telefon de 200 de lei. Adică am mai discutat noi într-o emisiune anterioară de rutele ocolitoare, est și vest ale Romanului, care au costat o grămadă de bani și au ținut mai puțin de 2 ani. După un an deja începuseră să apară probleme și după 2 ani deja lucrările erau compromise complet. S-au făcut ceva reparații, dar banii au fost plătiți pentru covor asfaltic și noi avem în urmă petice, dâmburi și gropi. Și pentru motivul ăsta m-am hotărât să candidez. Eu consider că dintre toți candidații din acest scrutin electoral sunt singurul care, dacă ajunge în funcția de primar, ia deciziile el personal. O să discutăm chestiunea asta, dar haideți să nu trecem atât de ușor, atât de repede peste calitatea lucrărilor, pentru că vă spun că nu sunteți singurul candidat care discută în această campanie vis-a-vis de subiectul ăsta. Calitatea lucrărilor publice, să le zicem, da. Nu vorbim doar de asfaltări. Da, 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 evident. De lucrări lasă de dorit, adică oamenii au început să fie nemulțumiți în anumite chestii, despre anumite lucrări, în special, în mod special, despre asfalt, este vorba. Și, iată, am mai spus-o și cu altă ocazie, suntem în anul 2017, au trecut 27 de ani de la Revoluție. Dacă în anii 90 nici noi nu știam cu ce să mănâncă treaba asta, cu ce înseamnă democrația și... Acum am aflat... Și avem și noi, ridicăm ștacheta, avem pretenții, pentru că vrem și noi să fie banul nostru, că până la urmă din banii noștri se face, să fie cheltuiți cum trebuie. Deci e exact ca la o familie, nu? Deci dacă noi eu vorbesc apartamentul, vreau să caut un... Meseriaș care face treaba cea mai bună de banii. Corect, corect. Ce facem aici? Știți cum noi când ne administrăm bugetul personal sau bugetul familiei, respectăm fiecare leu din buget. Se pare că autoritățile, și nu e doar la Roman chestia asta, se întâmplă la nivel național. Autoritățile nu au pic de respect pentru banii cetățenilor, pentru că banii pe care îi cheltuiesc autoritățile sunt banii cetățenilor, provin din bugetul, din buzunarul cetățenilor. Și v-am zis, eu din cauza acestei lipse de respect pentru bugetele publice m-am hotărât să candidez. Eu consider că de acei bani, nu trebuie mai mulți bani, de acei bani se pot face lucruri mult mai bine. Și exemple am văzut în presă în ultimii ani, Comuna Peștera din județul Constanța, Comuna Ciugut din județul Alba. Deci, adică exemple pozitive. Exemple pozitive. Există exemple de bună practică, trebuie doar să luăm acel exemplu și să-l aplicăm și în administrația noastră. Credeți că veți reuși să aplicați aceste exemple la Roman dacă veți fi primar? Niciun ban nu părăsește bugetul primăriei fără semnătura primarului. Deci da, cu siguranță voi putea implementa un exemplu de bună practică. Primăria trebuie să facă așa numita recepție a lucrării, după ce da. O firmă câștigă, nu? Lucrează, primăria trebuie să recepționeze lucrarea. Corect. Și atunci trebuie să semnați. Spunem, da, domnule, suntem de acord,
și poftim și banii, sau mă rog, nu știu, un alt tranșe, nu știu cum să plătesc. Da, exact. Recepția lucrării se face pe baza întrunirii condițiilor din caietul de sarcini. Păi și nu trebuie să existe cineva care să verifice. Trebuie să existe cineva care să verifice. Nu intră în atribuțiile primarului să decidă dacă recepționăm sau nu lucrarea, pentru că există un compartiment special în primărie care se ocupă de acest lucru. Da, dar tot de primărie ține. Primăria face plata, deci primarul împreună cu aparatul de lucru face plata și gândește caietul de sarcini. Dacă caietul de sarcini este gândit ambigu, atunci clar lucrarea va fi făcută ca atare. Și nu se pot ridica obiecții la recepționarea lucrării. Dacă acest caiet de sarcini este foarte punctual, conține specificații foarte punctuale cu privire foarte la bine stabilite. Foarte bine stabilite cu privire la calitatea viitoare a lucrărilor, atunci nu văd unde ar fi obiecțiile. Dacă... Păi, de ce? Stați un pic, domnul Samson. Ați spus că nu sunteți politician de profesie. Stați un pic. Noi știm că sunt dosare foarte bine întocmite, nu bine, da, foarte bine, dar lucrarea din teren nu prea arată ce e acolo pe hârtie. Asta este problema, domnul Samson. Așa am fost noi obișnuiți, da, în ultimii 27 de ani. Una s-a spus și alta s-a făcut. Și vorbesc aici, da, exclusiv, da, de lucrările exclusiv publice. De lucrări publice. Ca să nu mai vorbim că nu este normal ca să am un bloc ANL făcut pe banii statului și după o iarnă să cadă varul de pe el. Vi se pare normal? Știu, și firma care l-a făcut a dat faliment și nu se poate interveni pentru repararea acoperișului până la expirarea garanției, deși garanția nu are cine să o ofere, pentru că firma care a construit blocul a intrat în faliment. Adică da, știu cazul. Că v-ați săturat, haideți să vă, v-ați săturat de lucrurile făcute de mântuială, de, da, lucrurile prost făcute. Da. Da? Ăsta să fie unul dintre motivele pentru care dumneavoastră... Da, un alt motiv e felul în care funcționează acest aparat supradimensionat de stat. Acest aparat de stat supradimensionat. Observ că... Care e de stat? Explicați-vă. Aparatul de stat, discutăm de, în general, de oamenii din primărie, din direcțiile primăriei și... Cel mai aparat bun de administrare locală. Da, aparatul de administrare locală. Nici în ministere lucrurile nu stau diferit. Și acolo sunt foarte mulți oameni care plimbă hârtii. La primăria Roman, cum am mai zis, există 885 de angajați. Nu e cazul să plece nimeni acasă. Dar putem stopa un pic acele anunțuri de angajări. Vedeți că în fiecare săptămână apar în presă noi anunțuri de angajări pentru primărie, pentru Direcția de Asistență Socială, pentru CSM, deci pentru tot felul de instituții sau direcții din subordinea primăriei. Putem opri acele angajări pentru că oameni cu siguranță există și acești 885 de oameni, ok, scădem 200 și vreo 70 care sunt asistenții maternali, care sunt înregistrați tot pe statul de plată al primăriei și rămân 600 de oameni. Acești 600 de oameni cu siguranță pot gestiona activitatea primăriei. Primăria Cluj are o organigramă de 1100 de oameni. Deci primăria Cluj. Discutăm de un oraș. Orașul are 400.000 de locuitori. Orașul are, exact, are de 8 ori mai mulți locuitori și ca suprafață este de probabil de 10 ori mai mare decât Romanul. Și primăria Roman are 885. Deci diferența e de 20% în plus la Cluj, la număr de angajați în aparatul cu primăriei. Cu tot cu asistenți maternali? Da, deci cu tot cu asistenți maternali. Include, nu? Cu tot cu asistenți maternali. Și atunci înseamnă că undeva există o problemă. Bun, avem acești oameni. E foarte bine că îi avem. Putem să facem treabă bună, adică cu ei. Hai să-i punem, da, la treabă. Hai să-i punem la treabă. Spuneți, da? Exact, exact. Să eficientizăm. Peste tot în mediul privat se lucrează eficient. În sistemul bugetar, eficiența e ultimul lucru care interesează. Acum, sigur, noi trebuie să înțelegem că asta este părerea dumneavoastră. Da, este strict părerea mea. Nu. Cineva de la primărie o să vină și o să spună, nu, domne, uite, eu lucrez la biroul cutare și eu chiar îmi fac treaba. Uite cât lucrez eu și uite ce fac eu zilnic. Dar sunt oameni care... Nu, problema nu e la omul din birou, pentru că omul din birou face ce se spune de către șef, că nu se gândește el dimineață ce să fac eu azi la serviciu. Atribuțiile vin pe linie ierarhică. Șeful, da, lui, evident... În mare, ei cam oamenii cam știu ce au de, da, făcut, știu ce au de unde făcut. Lucrează. Da. De mai, iar șeful de direcție primește atribuțiile tot pe linie ierarhică de la primar. Și dacă primarul zice azi o lăsăm mai moale acolo sau pur și simplu nu dă importanță, oamenii evident că lucrează strictul necesar. Și să înțelegem că dumneavoastră veți fi mai exigent, ca să nu spunem zbir. Mai eficient. Mai eficient. Mai eficient. Mai eficient. Bine, domnul Samson. Bun. O gestionare mai bună a banului public în ce privește lucrările, adică cu, da, atenție deosebită la lucrări, asta vreți să spuneți, la lucrările care urmează, care sunt plătite din banii publici și sunt pentru noi, toți. Da, sunt, da, lucrările tuturor. Pe care, sigur, plătite din banii noștri. Dar un alt aspect, adică ce altceva v-a motivat să,
să candidați? V-a determinat să candidați în afară de această chestiune de, să zicem, gestionarea mai judicioasă a banului public și cu o creștere a calității muncii, în afară de treaba asta că, domne, sunt atâția oameni, foarte bine că sunt, hai să-i punem la treabă pentru că ei există, da? Ce altceva? Eu sunt suficient de tânăr încât să nu fi prins și să nu fi deprins în același timp obiceiurile comuniste. Am 31 de ani, am plinit chiar acum 3 zile 31 de ani. La mulți ani, mulți ani. Vă mulțumesc mult. Și nu am deprinderile din sistemul comunist. Sunteți cel mai tânăr candidat? Sunt cel mai tânăr candidat, da. Suntem tineri cu toții, chiar avem vârste între 31 și 50 de ani. Deci cu toții suntem tineri, dar eu sunt cel mai tânăr. Consider că această energie pe care o am eu ar fi suplimentar față de contracandidații mei, ar fi un plus pentru mine și este cu siguranță un plus pentru mine. Partidul Comunist de care vorbiți dumneavoastră se spunea energie creatoare. Exact. Vedeți, uite, exact, un termen cu putea să nu promutați, da. Energia creatoare de care dăm dovadă. Și cred că tot tinerețea îmi oferă și o perspectivă proaspătă asupra lucrurilor. Și nu, v-am zis, nu am deprins metehnele comunismului și nici nu am avut de unde și cred că această viziune proaspătă pe care o pot aduce eu asupra lucrurilor va schimba multe lucruri în bine. Mă întrebați de motive pentru care am ales să candidez. Întotdeauna mi-a plăcut romanul și am considerat tot timpul că noi romașcani am fost victimele unei nedreptăți. Dacă vă amintiți dumneavoastră în istorie, scrie că romanul era cel mai mare centru comercial din Moldova, cel mai important centru comercial din Moldova, da. Cu sute de ani în urmă, deci nu discutăm de ultimii 50 de ani. Chiar și în perioada interbelică era un centru important. Era un centru comercial important în Moldova pentru că este situat geografic, fix în centrul geografic al Moldovei, deci din punct de vedere geografic stăm extraordinar și avem rute rapide pentru Vaslui, Suceava, Iași, Bacău, Piatra Neamț, da. Și inclusiv prin Roman trece E85-ul, care e drum de importanță europeană, și calea ferată principală. Deci avem toate atributele necesare. Și ce s-a întâmplat? Am avut din 90 până în 2008 primari care s-au gândit doar cum să dea cu var și să tundă iarba. Nu am avut primari care să... S-au mai gândit și la ei. S-au mai gândit și la ei, dar asta nu e treaba mea. Deci nu am avut... Să ne amintim, în administrația PSD din 2000-2008 a fost administrație pură PSD, mi-amintesc că atunci aveau și guvernare în prima perioadă. 2004 au avut și guvernarea, exact, deci au avut toate pârghiile necesare și știu sigur, prin natura ocupației mele, că în perioada 2006-2007-2008 au fost investitori care au bătut la ușa primăriei. Și vă zic un caz concret, un investitor italian a vrut să construiască un cartier de vreo 40 de case pe drumul spre Luțca. Deci pe teritoriul Romanului, undeva în apropierea căii ferate dinspre Luțca. Și a făcut dosarul complet, plan urbanistic de detaliu, zonal, absolut tot ce trebuie. A depus dosarul la primărie și a așteptat autorizația de construire. Autorizația a întârziat să vină, termenul legal e de 30 de zile. Autorizația a venit după 8 luni. Știți de ce a venit după 8 luni? Nu. Pentru că nu... cum să o exprim eu cât mai plastic, nu a venit în întâmpinarea nevoilor celor care trebuiau să semneze. Cine n-a venit? Acest investitor. Cei reprezentanții autorităților au avut niște condiții pe care el nu a fost dispus să le onoreze. Investitorul respectiv era dispus să extindă pe cheltuiala lui rețeaua de utilități, discutăm de apă, canalizare, gaz și energie electrică, de la sensul giratoriu, de la Mihai Viteazu cu Primăverii și cu Islazului, până la cartierul lui de case. Automat creștea valoarea zonei și se puteau dezvolta o grămadă de alte afaceri sau locuințe în zonă. Dacă ce spuneți dumneavoastră este adevărat, este clar că valoarea terenurilor din zonă ar fi crescut pentru cu siguranță. Pentru că așa am utilități la poartă, nu? Exact, cum zice lumea. Exact. Că... Și acestui investitor i-a fost efectiv primăria, administrația locală de atunci, i-a pus piedică. Și nu l-a lăsat să-și dezvolte afacerea, a primit 8 luni mai târziu autorizația prin poștă, dar autorizația lui a fost eliberată imediat după ce s-a eliberat autorizația pentru ferma de porcine din zonă. Și evident că el nu și-a mai dezvoltat proiectul, nu are rost să-ți faci un cartier de case de lux lângă o fermă de creștere a porcilor. Pentru că nu o să-ți cumpere nimeni vreodată acolo vreo locuință. Exact, da? Exact. Și nu știu, eu zic că era voință. A fost reavoință și au fost mulți alți investitori care au bătut la poarta orașului, oameni care au vrut să dezvolte afaceri în producție, afaceri în comerț și nu au găsit deschidere din partea autorităților. Și
noi toți am suferit din cauza asta. Nu am suferit. Am nu, avut de pierdut. Am avut de pierdut, că nu am suferit nici nu ne dăm seama câte am pierdut în acea perioadă, pentru că ne amintim foarte bine că 2000-2008 a fost o perioadă în care România a crescut foarte mult. Să ne uităm la Cluj, Timișoara, București, câți investitori au venit și dacă ar fi avut deschidere, investitorii care vroiau să dezvolte afaceri în zona Moldovei s-ar fi oprit cu siguranță la Roman, datorită poziției geografice a Romanului și forța de muncă în 2004-2008 încă exista în Roman. La ora actuală, lipsa forței de muncă este o problemă cu care se confruntă dezvoltatorii de afaceri, pentru că majoritatea populației din Roman și împrejurimi a părăsit țara. Sau s-au mutat în orașe mai mari, discut de foști colegi de-ai mei de generație care lucrează în București, în Cluj, în Iași, toți au plecat din Roman, pentru că în Roman nu găseau locuri de muncă bine plătite. Da, la Comisia pentru Dialog Social cu ministrul Gabriel Petrea, discuția care a avut loc săptămâna trecută, chiar s-a spus că există o migrație a forței de muncă din Moldova spre Ardeal. Da. Deci nu mai pleacă, nu mai este obligatoriu să plece romașcanii în sau moldovenii în țări străine, Anglia, Germania. Merg în Ardeal, că salariile sunt... Pentru că sunt și mai aproape și sunt foarte bine plătiți. Da. Mult mai bine plătiți decât să plătești la noi, în zona noastră. Mă rog, economia în zona Moldovei este recunoscută ca fiind pe ultimele locuri din țară. E pe ultimele locuri datorită dezvoltării. Aceste partide vechi, PNL, PSD, PDL, cum s-au numit ele, ne-au guvernat în ultimii 27 de ani și nu au avut niciunul capacitatea să construiască autostradă care să lege Moldova de restul lumii. Și e cel mai mare minus al zonei noastre. Și inclusiv Romanul pierde pe chestia asta foarte mult. Toată zona, e economic, e clar, e trecut pe hârtie. Să știe că din cauza asta foarte multe investiții au ocolit zona Moldovei, pentru că oamenii nu aveau căi de transport. Da, nu au infrastructură, exact. Chiar se zicea că un camion care pleacă din Oradea, de exemplu, sau din Cluj până în Germania, are costuri cu 12-14% mai mici decât dacă ar pleca din Roman. Da, pentru sau că din Moldova, de la Roman până la Oradea merge pe drumuri... Face o zi întreagă. Da, exact, face o zi și întreagă. Și atunci drumuri omul face un calcul clar, da. Simplu. Și 14-15% e un profit mare în țările occidentale, exact, să știți. Exact. Bun, poziție geografică avem. Am putea fi atractivi, dar nu avem infrastructură. Suntem atractivi, să știți. Eu am fost în discuții și sunt și în momentul ăsta, datorită ocupației mele, sunt în discuții cu investitori care vor să dezvolte afacerea în Roman. Eu voiam să vă întreb altceva. Dumneavoastră reprezentați un partid care nu este tocmai cel mai important partid al României. Este un partid important din opoziție. Ca să folosesc o sintagmă foarte des folosită, suntem a treia forță politică din România. Asta e chestiune relativă așa. A treia forță, da. Pe acte, că în realitate... Credeți că sunteți a treia forță? Eu zic că da. Da? Eu zic că da. Suntem. Nu avem reprezentanți de seamă, să zicem așa, cum ar fi la fruntea partidului domnul Băsescu la un partid, domnul Tăricianu la alt partid, adică discutăm de nume grele care nu au neapărat o imagine foarte bună în ultima perioadă. Deci nu avem reprezentanți de acest fel și am scos totuși un scor peste partidele acestor persoane care au notorietate, au fost o parte importantă a vieții politice din România din ultimii 27 de ani. Lucru care mie îmi demonstrează doar că românii s-au săturat de politicienii. Da, vedeți că mare parte din voturile pe care le-ați obținut dumneavoastră le-ați obținut din altă zonă, mă refer aici ca poziție și poziționare pe piață a votanților dumneavoastră în România, dar și mulți dintre cei care sunt plecați afară, în afara granițelor țării. Cu alte cuvinte, dumneavoastră nu aveți un dezavantaj, să zicem, sunteți dezavantajat. Voturile dumneavoastră practic nu sunt în România. Da, voturile mele sunt plecate în Italia, știu. Și atunci, cine vă votează la Roman? Cine crede că Romanul are o șansă? Cine crede că Romanul poate fi un loc mai bun? Și eu sper ca după câștigarea alegerilor să reușesc într-un mandat, în două, mai mult nu cred că ar fi nevoie, să aduc înapoi acasă măcar un sfert din cei din Roman care au plecat în căutarea unei vieți mai bune. Bine. Chiar discutam cu cineva, spuneam că nu tragi cu tunul după un electrician în Roman sau după un instalator. Ori dacă vrei să-ți zugrăvești apartamentul, te trece pe listă de așteptare. Exact. Observ nu mai avem zugrăv. De ce nu mai avem, domnul? Nu mai avem meseriaș. De ce nu mai avem meseriaș? Pentru că
nici nu s-au continuat activitățile școlilor de arte și meserii, sunt pe cale de dispariție în România aceste școli, fostele școli profesionale. Și pe altă parte, pentru că a fost descurajată munca. La noi toată lumea a mers, a făcut o facultate, apoi și-a căutat un serviciu printr-o cunoștință, printr-o nu știu cine, iar cei mai mulți dintre cei care au terminat facultăți au fost realiști și au dat seama că e greu să intri în sistemul bugetar, pentru că acolo e bătaia foarte mare. După cum vedem și acum, PSD-ul mărește salariile bugetarilor. E binevenit, dar acești bugetari vor fi nevoiți peste un an, peste doi, să-și schimbe becurile singure. Acum un bec îl schimb, nu e o problemă. Dar dacă ți se arde tabloul de siguranță, ce faci? De unde e un electrician? Electricienii, instalatorii, zugravii și toți practicienii de meserii, deci nu de profesii, de meserii, care se fac cu mâna, au părăsit țara pentru că aici nu au fost apreciați. Nu au fost apreciați și ei sunt un element foarte important al societății. Toată lumea își dorește să lucreze într-un birou. Știți că un electrician câștigă mai bine decât un profesor și decât un profesor cu vechime. Deci un electrician astăzi, pentru că sunt puțini. Dacă ar fi electricien pe toate drumurile, atunci cu siguranță n-ar mai câștiga atât, nu? Asta vreți să spuneți? Probabil că ar câștiga în continuare la fel de bine. Uitați-vă cât de mult a crescut fondul locativ din 90 până acum. Câte case s-au construit în zona Romanului, discutăm. Câte case s-au construit în Roman și în zona Romanului. Toate aceste case au instalații electrice, care au fost făcute de o mână de electricieni, câți mai sunt în oraș. Și în fiecare zi sunt tot mai puțini, pentru că cei mai în vârstă nu au plecat, dar între timp s-au pensionat, iar cei mai tineri sunt supra-solicitați. Majoritatea lor lucrează deja în companii de profil și în timpul liber fac instalații electrice. Bun, haideți să revenim la un subiect pe care l-ați, o idee pe care ați lansat-o adineauri. Ați spus că dacă veți fi primar, veți fi singurul care va lua decizii singur, în comparație cu ceilalți contracandidații dumneavoastră. La asta v-ați referit, da? Da, care sunt manevrați de interesele partidelor. Așa considerați dumneavoastră? Da, eu așa consider și s-a văzut de-a lungul timpului, adică se vede. Vă rog să explicați. E simplu. Compania județeană APASERV a preluat șefia Consiliului Județean PSD. Ce facem? Primul lucru, schimbăm directorul. Apropo de artă și cultură, nu, apropo de decizii luate de Consiliul Județean, deși arta și cultura sunt un domeniu în care se învârt mai puțin bani la județul Neamț și acolo se încearcă forțat schimbarea politică a tuturor celor din conducerea diverselor instituții de cultură. În învățământ, la fel, domnul se schimbă Samson, director, puțin. Pe linie ăsta, politică. Dați-mi voie, vă rog, ce să zic că vă întreb. Dar lucrul ăsta s-a întâmplat în România din 1990. Fiecare partid care a venit la putere, indiferent de culoarea politică pe care a avut-o, și-a pus oamenii lui. I-au schimbat pe aia vechi, vorbim mai de funcții de conducere, da. Și-au pus oamenii lor. Pe principiu vina-i voștri, pleacă-i voștri, vina-i voștri. Nu, e vorba de altceva, că în campaniile electorale toate partidele spun că acest lucru trebuie să înceteze. Însă, după ce câștigă alegerile, partidul care câștigă alegerile, uită ce a spus în urmă cu două săptămâni, uită, da. Pentru că și începe să-și numească oamenii și din campanie în funcție. Da. Păi... Deci asta nu este o noutate. Cum facem să nu mai existe lucrul ăsta, domnul Samson? Cum facem ca meritocrația, adică oamenii care să fie puși pe funcții, pentru că merită să fie acolo, să fie puși așa, adică știți că la noi în România se spune că un examen nu-l câștigă cel mai bun, îl câștigă cine trebuie sau ceva de genul ăsta, așa se vorbește. Da, sunt de acord cu asta. Cum facem că să avem oameni capabili sau să tot discută de așa numita plus valoare? Domnule, eu dacă angajez un măturător la mine la firmă, omul ăla trebuie să măture mai bine decât ăilalți. Să vină cu o valoare, să creeze acea plus valoare, să vină cu ceva în plus. Discutăm. Să facă lucrurile mai bine. Și atunci ce facem? Angajăm, pentru că trebuie să-l angajez, că e de la mine. Și ajungem cum era prin anii 90, am pus un ginecolog la agricultură sau cum era invers, nu mai țin minte. Nu mai știu, dar nu, în anii 90 eram încă prea tânăr ca să știu. Da, nu, a fost un ginecolog pus la care n-avea nicio legătură, nu știa, trebuia să plantezi când, dacă planta un copac și se spunea pune cu verdele în sus ca să înțeleagă despre ce e vorba. Să ne amintim că în guvern există oameni care nu au legătură cu domeniile în care politic, sunt ministri. Un om politic spunea că, să știți că și incompetența este o problemă care ne-a afectat pe noi în ultimii
27 de ani. Și incompetența, pornind de la Parlament, că sunt foarte mulți oameni politici care, adică nu, mai bine zis, nu oameni, sunt foarte mulți parlamentari care n-au ce căuta acolo, care nu înțeleg cu ce să mănâncă treaba aia. Știu. Sunt doar o masă de manevră care ridică mâna la ordin și atât, nimic altceva. Iar de acolo în jos, de la Parlament până la primării, să întâlnim același lucru, da, același prin consilii județene, prefecturi, până, jos, da, până la primăria de comună. Știu. Unde sunt mulți oameni care n-au ce căuta acolo. Știu. Dar cum facem să rezolvăm problema asta, domnule? E simplu. Dacă avem, nu știu, se eliberează postul de director economic la Spitalul Municipal de Urgență Roman. Presupunem că dintr-un motiv sau altul se eliberează. Să presupunem că după alegeri postul de manager devine... Devine liber, da, exact. Devine vacant. Așa. Scoatem acest post la concurs pe piața privată de muncă. Adică dăm... Păi, dar e scos. Publicăm anunț. Eu știu că e scos. Oricine poate, e scos, care întrunește condițiile, poate participa la... Da, mediatizăm mai mult și nu ne trebuie un director din Roman care să fie neapărat membru de partid. Putem aduce un director din... Curtăm un director. Dar nu-l aducem, că el trebuie să dea un examen. Aici, păi, este chestiunea. Curtăm un director și rugăm frumos să se înscrie la examen. Mergem, deci ne gândim... Păi, cu alte cuvinte, ce facem? Îl pregătim. Domne, dacă vii la mine, sigur tu câștigi? Nu. Păi, ce facem aici? Ideea e altfel. În companiile multinaționale, când se angajează un manager de top, deci discutăm de managementul de sus... Anu, stați un pic, dumneavoastră vreți să vorbiți despre altceva, domnul Samson? Despre trecerea managementului spitalului către firmele private? Nu, nu. Angajăm o persoană pe care căreia îi dăm șansa să afle despre anunțul nostru de angajare. Am spuneți înțeles. Spuneți noastră, în afară de presa din Roman, ați mai auzit undeva că când s-a schimbat managerul spitalului, ați mai văzut undeva că se caută manager la Haideți spitalul Roman? Haideți să vă spun eu alte chestii. Dacă ar fi văzut probabil un manager din Cluj de la un spital sau un manager din Târgu Mureș sau un manager din Iași, că e mai aproape, ar fi văzut anunțul, sau o persoană din conducere care nu era încă manager, din conducerea unui spital privat din Iași, care nu era încă manager, ar fi văzut anunțul, probabil ar fi venit și ar fi participat la concurs. Cum vă explicați dumneavoastră că cele mai multe concursuri organizate pentru ocuparea de funcții înalte în sistemul bugetar, cum ar fi funcția de manager al Spitalului Roman, cele mai multe concursuri sunt organizate cu un singur candidat? Pentru că atâția se înscriu. Nu, vreți să vă spun eu care e chestiunea? Eu știu, dar de-aia spuneți dumneavoastră. Nu, spuneți-mi dumneavoastră. Nu, eu v-am întrebat, pentru că eu nu știu. Eu nu știu, eu sunt nevinovat și nu știu. Ei, nu sunteți nevinovat. Lăsați că nu sunteți nevinovat. Domnul Samson, atâta timp cât politicul este implicat în toate deciziile privind instalarea pe funcția oamenilor în aceste servicii, da, care țin de primării sau de Consiliul Județean sau de alte ministere, în ultimii 27 de ani oamenii au înțeles că dacă nu faci parte din partidul care trebuie sau nu ești în grațiile persoanei care trebuie, nu are rost să te mai duci acolo, că te faci de râs. Oricât de bun ești tu, oricum n-ai să pierzi, ai să pierzi. Pentru că așa cum spuneam adineaori, nu câștigă cine merită. Câștigă cine trebuie. Cine trebuie. Asta. Ei, tocmai așa și atunci, trebuie schimbat. Dacă, păi, și eu v-am spus, cum facem să schimbăm lucrurile? Păi e simplu, se organizează concurs, nu? Păi, așa deci cum se oricum se organizează concurs. Da. Ne ocupăm de organizarea unui concurs corect. Eu personal, ca primar, sunt dispus să-mi iau o zi de concediu dacă e nevoie, să merg să supraveghez împreună cu comisia, evident, din colțul sălii, să supraveghez împreună cu comisia organizarea concursului pentru ocuparea funcției de manager la spital. Haideți să vă spun altfel. Când tot discutăm despre spital, pentru a fi bine, sigur că lucrurile se organizează domeniu. Corect. Da, putem discuta despre orice alt domeniu. Dar la spitalul ca exemplu. Nu. Exemplu. Dar ce ar fi dacă noi am organiza un concurs la Roman, să zicem, pentru da. Spital, și să cerem ca o comisie care întrunește, care realizează subiectele, să fie din Timișoara, de la Universitatea din Timișoara sau din Cluj. Ar fi un lucru bun. Care să nu aibă absolut nicio legătură cu ce e aici. Oamenii vin plătiți. Ai venit, ești comisia, am 10 candidați, poftim subiectele, lucrările, semnează, corectați, care e cel mai bun să fie... Deci sunt sigur că acest serviciu se poate obține contra cost și nu pe bani foarte mulți, pentru că oamenii sunt entuziasmați când văd astfel de lucruri și dacă noi primăria ar face o solicitare la
Universitatea de Medicină din Târgu Mureș. Și zice, domnule decan, pe data de noi, Primăria Roman, organizăm concurs pentru ocuparea funcției de șef al secției de nu știu care sau de manager de spital. Vă rugăm să ne asistați în organizarea concursului și în întocmirea unui pachet de subiecte pentru concurs. Cu siguranță, acei oameni ar fi dornici să participe. Pentru că cei de la Târgu Mureș, de la Cluj, de oriunde i-am abordat, pentru că eu cred în continuare că în universitățile performante, deci discutăm de universitățile de stat, cum ar fi Universitatea de Medicină de la Târgu Mureș, în universitățile performante încă există oameni care își doresc să contribuie la schimbarea în bine a lucrurilor din România. Și cu siguranță ar participa. Le-am plătit noi cazare, transport. Ar fi bani cheltuiți pe eficient, domnul. Da, ar fi bani cheltuiți eficient, exact. Chiar e de dorit să se întâmple să cheltuim bani în sensul ăsta. Bun, vorbeați dumneavoastră înainte de emisiune când am zis să stabilim câteva teme de discuții. Vorbeați la un moment dat despre curățenie și siguranță în Roman. Da. Dacă vreți să dezvoltați puțin subiect. Păi am în perioada asta de strângere a semnăturilor, de 2-3 săptămâni cât a durat, am mers prin cartiere, am dat mâna cu tot felul de cetățeni, mai mulțumiți, mai puțin nemulțumiți, cred că am ajuns să discut cu peste 1000 de oameni. Și concluzia a fost una singură. Cea mai mare nemulțumire a romașcanilor, deși nu pare la prima vedere pentru noi cei care ne desfășurăm activitatea în centru toată ziua, cea mai mare nemulțumire a romașcanilor este lipsa curățenii. Ea nu lipsește cu desăvârșire curățenia, dar este un aspect mai puțin, pe care se insistă mai puțin. Și dacă ne uităm în centru, toată ziua e curat, se mătură, se spală străzile vara, e ok. Dar dacă mergem în cartierul Muncitoresc, dacă mergem la capătul cartierului Anton Pan, dacă mergem în Bălcescu, cu siguranță nu se spală străzile, pentru că multe nu sunt asfaltate. Dacă mergem în Colonia Fabricii de Zahăr, în Strada Energiei, privighetorilor. Din nou, curățenia e un aspect mai puțin important pentru autorități în aceste zone. Iar în ceea ce privește siguranța cetățenilor pe străzi, am constatat cu toții că în ultimele luni au apărut în presă tot felul de situații. Au fost acele două rânduri de spargeri de mașini. Da, cunoaștem, am făcut și noi, știi. Furturi de buzunare se întâmplă în continuare. Cerșetoria, nu mai spun, că e un fenomen întâlnit la tot pasul în centru. Și toate aceste lucruri creează disconfort și creează o stare de neliniște pentru cetățeni. Toate aceste acest fenomen criminogen creează o stare de neliniște. Și cum ați rezolvat dumneavoastră cetățeni problema asta? E simplu, avem o grămadă de polițiști locali. Sunt 30 ceva, 40 de polițiști locali. Să-i punem mai mult pe străzi și nu toată ziua în centru la dirijat traficul sau la dat amenzi pentru parcări. Pentru parcări există sistem de plată, pot trece o dată pe zi, dar trebuie să, ca polițiștii și evident și Poliția Națională are oameni alocați pentru acest lucru, instituțiile comunică destul de bine între ele și lucrează împreună, Primăria și cu Poliția Națională, să se intensifice patrulele în zonele cu risc criminogen ridicat. Cum ar fi zona Umbreluța, zona Pieței Smirodava. Piața Mică e o zonă în care e o zonă de tranzit pentru locuitorii din Bălcescu, Strada Nouă, Strada Islazului, e zonă de tranzit spre centru. Și trebuie să recunoaștem că e un mediu de unde provine mare parte din infracționalitate din Roman. Tot datorită lipsei implicării autorităților de-a lungul timpului, nu s-a insistat pe ținerea în școli a copiilor din aceste zone, din mediile defavorizate. Și clar, un copil care nu merge la școală e un copil care are timp liber. Ce face un copil care are timp liber? Mai ales dacă are exemple negative în familie. Cu siguranță perpetuează acele exemple negative pe care le vede în familie. Și credeți că la capitolul siguranță s-ar rezolva cu câțiva polițiști care cu polițiști care să fie mai prezenți mai pe vizibil. Străzi. Trebuie ca cetățenii să înțeleagă că nu, și chestia asta e valabilă și în ziua de azi, tot timpul când observăm pe cineva că comite un act imoral, deci nu contează, că își lovește copilul, își lovește soția sau fură dintr-o mașină sau fură o bicicletă. Chiar am văzut o înregistrare video zilele trecute cu cineva care fură o bicicletă dintr-un birou, dar nu în Roman, undeva lângă Roman. Fură o bicicletă sau orice lucru vedem, când cineva sparge o mașină sau orice lucru pe care pe noi ne face să ne simțim în nesiguranță,
poate fi raportat la poliție. Și eu încurajez în continuare cetățenii să se implice, să sune la 023394, care e numărul poliției locale, sau la 112, care e numărul de urgență al național, și să raporteze aceste acte. Și dacă noi toți am observat aceste acte și le-am raportat autorităților, lucrurile s-ar mai rezolva. Într-adevăr, ce poate să facă primăria, în afară de a discuta cu asociațiile de proprietari pentru localizarea acelor zone cu risc ridicat de infracționalitate și montarea de camere de supraveghere acolo, nu știu, în centru, pentru că majoritatea camerelor sunt în centru, poate să intensifice patrulele de poliție locală și în același timp să găsească și să implementeze măsuri pentru îmbunătățirea timpilor de răspuns la sesizări. Deci, poliția locală, eu zic că într-un oraș ca Romanul, care îl face în 20 minute pe jos de la un capăt la celălalt, ar trebui să ajungă la orice sesizare mai puțin de 2-3 minute. Și dacă da, pentru asta ar trebui să fie și utilată. Eu știu, poate mașini în plus. Există mașini la poliția locală, au un Duster, au vreo 3 Loganuri. Nu e nevoie, dacă nu e problemă, dacă e cazul și considerăm că aia e măsura care lipsește, mai cumpărăm o mașină, cu o mașină nu e o investiție de care afectează bugetul Romanului de nu ne mai putem reveni. Deci lucrurile trebuie eficientizate. Și v-am zis, cetățenii se pare că nu se simt atât de în siguranță în Roman. Și mizeria, că nu, bun, nu e chiar mizeria. Bun, asta era curățenia. Avem o firmă care a câștigat o licitație, urmează să facă pe câțiva ani de acum încolo curățenie. Ce faceți? Că aveți un contract. Să presupunem, preluați primăria, contractul există. Da, ce contractul faceți? Există. Păi tot primăria are, prin direcția de asistență socială, zicea primarul interimar, care e în funcție la ora actuală, spunea undeva în ianuarie că există 70 de persoane asistate social cu putere de muncă. Când a fost cu dezăpezirea atunci. Păi acei 70 de oameni trebuie să presteze munci în folosul comunității pentru indemnizația primită, 9 zile pe lună. 9 zile pe lună, 8 ore, înseamnă 72 de ore poate munci fiecare dintre ei. La 70 de oameni deja se adună un număr destul de mare de ore de muncă. Facem echipe de câte 4 oameni în fiecare zonă cu un coordonator din serviciul primăriei, pentru că primăria are destul de mulți oameni care sunt pe străzi, chiar dacă noi nu îi recunoaștem, și coordonatorii se ocupă de supravegherea atentă a acestor echipe de curățenie și facem echipe de câte 4 oameni care beneficiază de ajutor social, care să salubrizeze o dată la 3 zile fiecare zonă. Bun, dar de ce nu îi puneți, de ce nu obligați firma care a câștigat să facă treabă? Bun, nu zice nimeni că acele ore în folosul cod de muncă, în folosul comunității, nu trebuie prestate. Trebuie. Mie mi se pare că nu prea sunt prestate. Nu știu unde, dar nu prea sunt prestate. Trebuie și ele să fie prestate. Da. Dar cum adică eu... Eu ca primar îi pun pe oamenii ăia să muncească pentru firma care a câștigat, adică să măture zona pe care trebuie să o măture firma pe care primește bani pentru nu, asta? Nu, acei oameni pot să... Firma a câștigat contract de salubrizare și de întreținere a curățeniei pe străzi și trotuare. Sigur. Există multe spații verzi în Roman și părculețe. De fapt, mizeria acolo. Păi, atunci haideți să vedem despre ce discutăm. Deci, mizeria e acolo unde se adună oameni. Iar în ceea ce privește firma de salubrizare de care vorbiți dumneavoastră, nu cunosc contractul. Când ajung la primărie, mă uit pe contract și vedem care sunt clauzele de reziliere. Nu sunt mulțumit de curățenie, e clar că avem probleme pe întreg orașul acum. Da, asta avem probleme pe întreg orașul, da. Și pe străzi, și în părculețe, și pe spațiile verzi, deci probleme există. Dar nu pot să iau niște oameni de la 416, cum să nu, de la legea asta cu ajutorul social, și să-i pun să măture o stradă unde trebuie să măture... Cei beneficiari de ajutor social nu trebuie să măture străzile. Străzile deja le măture. Să înțelegem. Beneficiarii de ajutor social pot să igienizeze spațiile verzi, pentru că sunt multe spații verzi unde se adună gunoaie cu nemiluita, nu interesează pe nimeni, pentru că firma salubrizează doar strada și strada se mătură în fiecare zi. Nu, Romanul nu e doar din străzi, e din multe spații compus, sunt multe terenuri între blocuri pe care le neglijează toată lumea, nu le observă nimeni. Am înțeles. Spun mulți că intră în atribuția asociației de proprietari. Ok, intră în atribuția asociației de proprietari, dar de exemplu în parcarea din fața blocului meu nu se mătură niciodată. Și când s-a turnat asfaltul, s-a pus acea zgură, care există și în ziua de azi. Nu a venit nimeni să o dea la o parte. Eu plătesc 100 de lei pe an pentru locul ăla de parcare. Sunteți fericit, eu nu plătesc că n-am parcare de reședință. Da, că nu aveți parcare organizată. Și aș vrea să am. Cine întreține acele locuri de parcare de acei bani, de 100 de lei pe an?
Cine le întreține? Nu le întreține nimeni. Eu nu plătesc 100 de lei la asociația de proprietari, eu plătesc 100 de lei la bugetul local, la primărie. Primăria Roman, da. La Primăria Roman, exact. Deci sunt lucruri mici care ar face diferența. Și în ceea ce privește siguranța și curățenia, aceste măsuri pe care le propun eu pot fi implementate fără costuri. Deci nu poate nimeni să spună, știți, nu avem bani, de-aia nu putem mai bine. Aceste măsuri se implementează foarte ușor, fără costuri. V-am zis, 70 de asistați, de beneficiari de ajutor social cât sunt, scoși la igienizat toate spațiile verzi în fiecare lună, a revizuit un pic contractul cu firma de salubritate, adică trebuie citit să vedem exact care sunt clauzele și ce se poate face mai bine. Dar firma de salubritate sunt sigur că e deschisă la comunicare cu primăria, pentru că contractul e destul de gros în ceea ce privește beneficiile materiale ale firmei. E important. Da, e important, exact. E un contract destul de important pentru ei și atunci cu siguranță sunt deschiși la comunicare. Și discuții cu asociații de proprietari pentru montarea de camere de supraveghere acolo unde e nevoie, nu unde consideră cineva care stă într-un birou al primăriei că e nevoie. Asociația de proprietari este reprezentantul cetățenilor din zonă și ei știu mai bine decât cei din primărie, adică, unde, domne, trebuie spus. Nu monta în capătul ăsta al străzii, montează aici, că aici pentru avem probleme. Pentru că pe aici se trece mai exact, des. Aici se mănâncă semințe în părculeț la 12 noaptea și se ascultă muzică la telefon, cu telefonul la maxim. La telefon, da. Manele, pardon, că aia nu-i muzică. Eu am zis muzică. Deci la manelele, deci, e o altă categorie. Cetățenii, prin reprezentanții lor în persoanele juridice ale asociațiilor de proprietari, știu mult mai bine care sunt problemele pe care le poate remedia primăria. Stă acolo. Exact, el zonă, stă acolo. El știe mai zonă. Bine ce se întâmplă la el acasă. Exact, exact. Am înțeles. Bun, ar însemna și o colaborare mai bună. Deși există în primărie cineva, am înțeles, un birou care se ocupă, da, există un birou care se ocupă de relația cu asociațiile de proprietari. Sunt trei doamne care își fac treaba în măsura în care se poate. N-aș putea să vă zic că nu sunt președintele asociației de proprietari ca să știu în ce măsură funcționează sau cât de bine funcționează relația dintre acel birou și asociații. Am înțeles. Dumneavoastră sunteți agent imobiliar, sunteți cunoscut de foarte mulți romașcani, dar în aceeași măsură și dumneavoastră cunoașteți bine orașul. Știu foarte bine fiecare străduță din Roma, știu fiecare colț al Romanului, fiecare grădină din spatele blocului unde crește vecinul găin despre care primăria nu știe, nu are nici cea mai vagă idee. Știu Romanul foarte bine. Deci am 30 de ani și când eram mic, îmi plăcea foarte mult să mă plimb și am 31 de ani în care m-am plimbat zi de zi pe străzile Romanului. Și a fost precoce, dacă a fost de precoce. La 0 ani, nu chiar de la 0, de pe la 6 ani am început să mă plimb și am 25 de ani de când mă plimb zi de zi pe străzile Romanului și cunosc foarte bine orașul. Și știu toate zonele, nu doar centrul, și nici nu locuiesc în centru. Eu locuiesc în Piața Republicii, în zona Poștei Mici. Da, v-am întrebat dacă lucrul ăsta, adică am ținut să spun lucrul ăsta, că știți, cunoașteți bine orașul prin natura profesiei pe care o aveți și cu siguranță ar trebui să cunoașteți care sunt problemele pe fiecare zonă din parte. Dacă vreți să ajungeți primar la Roma, trebuie să știți ce probleme specifice sunt în cartierul, în colonie. În cartierul Muncitoresc, în colonie, în favorit. Favorit. Da, da. Că, na, se presupune că dumneavoastră știți dacă... Nu? Prima preocupare a autorității locale ar trebui să fie îmbunătățirea condițiilor de trai în fața blocului fiecărui cetățean, în fața casei fiecărui cetățean. Cetățenii plătesc impozite pentru că atunci când ies din casă să nu aibă nemulțumiri, că terenul de sub bloc nu e închiriat de la primărie și plătești 100 de lei pe an pentru 13 metri cât îți revin sub bloc. Plătești 100 de lei pe an pentru ca primăria să-ți poată oferi servicii de calitate. Salubritate, siguranță, sănătate, educație pentru copii. Deci pentru acest lucru plătim noi impozite. Nu plătim chirie, că nu am fost și am închiriat apartamentele de la primărie. Apartamentele sunt proprietatea noastră. Casele, apartamentele, imobilele pe care plătim impozit sunt proprietatea noastră. Noi plătim acel impozit pentru asigurarea unor servicii pe care autoritățile mai mult sau mai puțin nu le asigură într-o mai mică sau mai mare măsură. Da, nu mai avem timp pentru că emisiunea a luat sfârșit, dar să știți că vom discuta într-o emisiune viitoare și despre proprietarii de apartamente din Roman, care uită că sunt proprietari și pe exteriorul blocului, nu doar pe interior. Și iată că a promulgat președintele că Iohannis o lege care mărește impozitul cu 500% în cazul proprietarilor clădirilor care nu le dau cu varmă, care adică nu le întrețin, nu, măcar la aspect, ca să nu vorbim. Vă dați seama cât va plăti primăria impozit la casa Celibidache?
cu ocazia asta? Da, primăria pentru ceea ce este proprietar plătește impozit? Nu cred că plătește, dar vă dați seama cât ar trebui altceva. Să plătească primăria impozit? Este o clădire care trebuie neapărat recuperată pentru oraș, odată pentru că a aparținut, da, dirijorului Sergiu Celibidache, adică familia acestuia, deși el asta... Da, el s-a născut, a stat 2 săptămâni în clădirea respectivă și apoi a plecat la Iași. A fost dus de familie la Iași, așa, să plece singur. Și, da, oricum e o clădire frumoasă care se află în centrul orașului și trebuie refăcută. Vom discuta și chestiunea asta într-o emisiune viitoare, domnul plăcere, Samson, pentru plăcere. Că acum timpul s-a scurs, timpul curge. Cel mai mare inamic al nostru, al oamenilor, este timpul, că nu putem să-l oprim în loc, nu? Timpul trece împotriva voinței noastre de multe ori. Doamnelor și domnilor, aici a sfârșit emisiunea cu domnul Radu Samson. Rămâneți alături de programele noastre, urmează și alte subiecte interesante cu alți romașcani la fel de interesanți la Roma TV, la emisiunea Fără Replică. Până la o nouă întâlnire, vă doresc numai bine. La revedere!